Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi la Ordinea Zilei despre începerea anului școlar. Ce înseamnă anul școlar? Care sunt cheltuielile pentru gimnaziu? Care sunt cheltuielile pentru liceu? Care sunt cheltuielile pentru meditații? Ce noi provocări întâmpină copiii, părinții, profesorii? Sunt mai multe lucruri pe care încercăm să le discutăm astăzi în rubrica La Ordinea Zilei. Mergem acum la Iași, unde avem legătura telefonică, stăm de vorbă prin telefon cu domnul profesor Cristian Lucaci, directorul Colegiului Richard Wurmbrand din Iași. Cum a fost deschiderea, festivitatea de deschidere a anului școlar la Iași? Vă spun și eu bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitația de a intra în emisiunea dumneavoastră. De ce credeți că sunt totuși înclinați elevii spre o școală creștină? Discuția la Iași se poate purta pe două paliere. În primul rând, într-adevăr, o școală creștină care promovează valorile Scripturii, dar în același timp și o școală privată. Spre deosebire de celelalte școli creștine din România, colegiul Richard Wurmbrand n-a avut posibilitatea să înceapă o școală creștină finanțată de Ministerul Educației și aici costurile sunt mai mari pentru părinți. În ciuda acestor costuri, motivele pentru care părinții își aduc copiii la școală sunt următoarele. În primul rând, o viziune clară cu privire la ceea ce ne propunem în școala noastră, și anume inima ca subiect al educației. De asemenea, mediul în care ne desfășurăm activitatea, profesori de calitate, care promovează excelența academică, dar și formarea caracterului. Apoi, relația mentor-ucenic, deoarece credem în valoarea uceniciei și profesorii noștri sunt implicați activ în relația de mentorare a elevilor noștri. Felicitări încă o dată, succes pe viitor și fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Iașul, Moldova și toată țara prin educație și în primul rând prin copii. Și mi-amintesc că un Martin Luther spunea, dacă dați un galben pentru construirea unei catedrale, pentru construirea unei cetăți, pentru construirea unui arsenal, pentru fiecare galben dat în direcția respectivă, dați 100 de galbeni pentru creșterea și educarea unui copil. Da, extraordinar. Investiția care se face în copii merită, pentru că doar așa putem schimba ceva în jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute, vă mulțumim, succes în continuare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și eu mulțumesc tare mult, o zi binecuvântată. Am stat de vorbă cu domnul profesor Cristian Lucaci de la Colegiul Richard Wurmbrand din Iași. Am vorbit despre începutul anului școlar la Iași. De la Iași alergăm la Timișoara, stimați ascultători, unde avem legătura telefonică cu doamna Alina Simionescu despre prețurile pentru deschiderea anului școlar, ce înseamnă pentru bugetul unei familii. Dar probabil că mult mai bine știe o femeie și o mamă ce înseamnă pentru o familie deschiderea anului școlar. Ce să spunem, pentru fiecare familie, deschiderea noului an școlar înseamnă emoție, dar înseamnă și cheltuială. Să ne referim la ultimul aspect. Trebuie ghiozdan, trebuie un training nou, hăinuțe, rechizite și așa mai departe. Cu siguranță că toate cheltuielile se ridică undeva la 1000 de ron. După părerea mea, și sunt mămică, vorbesc și din perspectiva aceasta, știu cât am cheltuit și eu cu cei mici ai mei de acasă. Care este cel mai important lucru pentru anul universitar care a început? Cel mai important este dascălul să se poată apropia de fiecare copil, să poată să-i ofere dragoste și astfel să-l poată conduce spre lumea cunoașterii. Adică școala să fie o plăcere pentru copil, să vină cu bucurie, să fie locul unde descoperă noi lucruri și cu care să poată să își continue viața, să aleagă noi drumuri pe care să poată să meargă. Cu siguranță, ca și în viață, sunt persoane care ne sunt simpatice și antipatice. Probabil, cu siguranță, și dascălii au copii care le sunt antipatici. Așa, din start. Nu există o anumită chimie între ei, cum se spune. Cum se trece peste acea antipatie, astfel încât copilul să se simtă acceptat și iubit? Trebuie să plecăm de la premisa că suntem creați de Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost acela care ne, și este acela care ne acceptă pe fiecare. Dacă Dumnezeul meu, care m-a creat pe mine, mă acceptă așa cum sunt, atunci trebuie și eu, ca dascăl, să învăț să accept acel copil, așa cum este, cu neajunsurile lui,
cu mofturile lui. Până la urmă, este cel mai important să învățăm să ne acceptăm unii pe alții. Și încă o întrebare, cum vedeți generațiile din anul, an universitar care tocmai a început, an școlar, cum le vedeți vis-a-vis de generațiile, să zicem, din urmă cu 10 ani? Există diferențe între mentalitățile copiilor, între comportamentele copiilor, între abordările vis-a-vis de profesori, vis-a-vis de cei din jurul lor? Există diferențe și acestea sunt poate uneori destul de majore. Ce am observat noi, a început să lipsească respectul față de profesor. Poate veți spune că respectul ți-l câștigi. Însă, de multe ori, aceste valori sau cu aceste valori, copilul trebuie să plece de acasă. Deci, un lucru, pot să spun, negativ, este acesta că, în general, copilul cam uită să-și respecte profesorul la catedră. Dar putem spune că sunt și lucruri bune. Copiii sunt tot mai isteți, sunt tot mai dezinvolți, pentru că au acces la multă informație și tocmai de aceea se vor ridica generații de copii care trebuie să aibă parte de cadre didactice care să le ofere o gamă cât mai largă de cunoștințe. Trebuie să fii pregătit din toate domeniile. Adică dacă ești profesor de geografie, nu poți să te axezi numai pe geografie. Trebuie să știi și puțină română, și puțină chimie. În sensul că de multe ori la clasă copilul vine și îți spune tot felul de întrebări și e bine să fii pregătit pentru a le da răspunsul. Vă mulțumim frumos, succes în noul an școlar și la sfârșitul anului școlar să ne ajute Dumnezeu să ajungem cu bine, sănătoși, să fie totul cel puțin la fel de bine ca și până acum. La Oradea. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul profesor Iosif Curta, directorul Liceului Baptist din Oradea. Este o zi specială, o zi cu o bogată încărcătură emoțională pentru elevi, părinți, bunici de asemenea. Ne bucurăm că a venit această zi și ne bucurăm că putem începe școala. Suntem mulțumitori Domnului pentru tot ajutorul pe care ne l-a oferit și prin mila și harul Domnului am deschis astăzi porțile școlii noastre. Da, sunt destul de multe școli în țară unde lucrurile nu sunt chiar gata din punct de vedere administrativ, din punct de vedere al clădirilor, al toaletelor, al geamurilor, al tot ce ține de construcție. Dar în majoritatea lucrurile stau bine și elevii au putut intra din nou la ore. Pentru elevii din Oradea, cum au primit, cum vi s-au părut în prima zi de școală, mai fericiți ca în ultima din iunie? Îmi place să cred că da, mai fericiți, mai entuziasmați. Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru toți elevii, începând de la grădiniță până la cei de la facultate, facultatea încă n-a început, pentru cei de la liceu care încep anul școlar. Să ne rugăm Domnului. Da. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim frumos pentru că ai adus o nouă zi în care putem să-ți aducem slavă și onoare, uitându-ne la binecuvântările pe care ne le faci și ne le oferi având școli creștine. Îți mulțumim pentru această zi specială când am văzut sute de elevi, părinți, bunici, apropiați ai celor dragi ai lor, venind cu drag spre școala noastră. Aș vrea să te rog să-i binecuvintezi pe toți, de la grădiniță, ciclu primar, gimnaziu și liceeni, să le fii tu călăuză și scut în anul acesta școlar, să ne dai izbândă și viziune în tot ceea ce înseamnă bunul mers al școlii noastre. Te rog de asemenea pentru colegii care conduc celelalte școli din țară, de asemenea să ne fii tu călăuză, lumină, să ne ajute, Doamne, să luăm decizii înțelepte în ceea ce privește bunul mers al acestor școli. Vreau să te rog pentru sănătatea colegilor, pentru binecuvântarea de a avea oameni pregătiți din punct de vedere academic să poată preda disciplinele care le stau înainte cu dedicare, cu dragoste și în toate acestea să-L scoată în evidență pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Sfânt, și astfel să beneficiem de un an plin de binecuvântare, un an de har, să ne călăuzești și să ne asiști tu. Și așa cum spunea robul tău Moise într-o rugăciune,
Doamne, nu vrem să mergem fără Tine în continuare, vrem să vii cu noi. De aceea Te rugăm să ne asculți, pentru că toate acestea le cerem în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin. Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă acum cu domnul profesor Iosif Curta, directorul Liceului Baptist Emanuel din Oradea și de asemenea, așa cum v-am spus, am făcut un periplu prin țară cu ocazia începerea noului an școlar. În continuarea subiectului nostru, stimați ascultători, stăm de vorbă cu conferențiarul universitar Alex Neagoe, tot despre direcția în care se îndreaptă învățământul românesc. Cum percepeți mișcarea învățământului și a sistemului de educație în România? Așa cum percep în diverse alte zone ale societății românești, nici învățământul nu este neapărat o insulă separată. Se întâmplă cam ce se întâmplă în general. Se întâmplă și multe lucruri bune, există oameni care își fac bine munca, există elevi, studenți serioși, dar există și foarte multe probleme cu care ne intersectăm. Deci este un amestec. Ce ați face altfel? Ce ați schimba? Dacă ați fi ministrul învățământului, ce ați schimba în învățământul din România? Da, e o întrebare grea asta, să ne imaginăm exact. Cred că, indiferent că ești la poziție de ministru sau ești la o altă poziție în învățământ, la o catedră sau undeva, trebuie să schimbi ceea ce ține de tine. Asta ca idee generală. Prea adesea am impresia că vorbim foarte mult pe tema a ceea ce ar trebui să schimbe alții. Eu deocamdată sunt acolo unde sunt eu și pot răspunde ce am de schimbat, de îmbunătățit în zona de care răspund eu. Deci eu vă întrebam... Cred că e prea îndrăzneț să spun ce aș vrea eu să schimb dacă aș fi... ministru, nu, dar la răspunsul... să studiez bine fișa postului, să încerc să mă ocup bine de ea și să creez, să zicem, un model pozitiv la poziția la care sunt. Care este importanța educației și a moralei creștine în mai bunul mers al educației și a învățământului în România? Care este rolul? Este uriașă importanța. Acum, învățământul adesea este asociat cu informarea. Îmi place să cred că ne dorim ca învățământul să fie nu doar un loc de informare, ci și un loc de formare. Scoatem oameni care sunt informați. Nu știu în ce măsură scoatem de pe băncile școlilor, universităților, oameni care să fie și formați a fi un anumit tip de caractere. Cei care stau de o anumită parte a catedrei, cadre didactice, indiferent de nivel, au un rol și în a forma, nu doar în a informa. Dascălul, ca să folosesc termenul acesta vechi, întotdeauna a fost privit ca un formator de oameni, un făuritor de destine și așa mai departe. Înspre asta cred că ar trebui să țintim. Dar oamenii îi formăm nu prin ceea ce le spunem, ci în primul rând prin ceea ce ne văd că suntem. Și felul în care ne observă munca, dacă un elev, un student vede pe profesorul său lucrând cu corectitudine, cu seriozitate, va înțelege că asta înseamnă performanța. Dacă vede pe cei care ar trebui să-i fie modele rezolvând lucruri, păcălind legi și sisteme și atunci va înțelege că așa se merge înainte. Până la urmă, schimbarea, așa cum spuneam mai adineaur, trebuie să înceapă de acolo de unde sunt eu. Prea adesea visăm frumos ce ar trebui să fac eu dacă aș fi într-o altă poziție. G.K. Chesterton, marele jurnalist britanic de la mijlocul secolului 20, a devenit celebru printr-un răspuns pe care l-a dat unei invitații de a trimite articole la un ziar britanic. Ziarul solicita răspunsuri din partea publicului la întrebarea care este problema societății noastre. Și după numărate alte răspunsuri elaborate, a venit scrisoarea lui G.K. Chesterton, care spunea doar atât. Stimați domni, care este problema societății noastre?
Eu sunt al dumneavoastră G.K. Chesterton. Până nu vom înțelege că nu se vor schimba lucrurile doar dându-ne noi cu părerea ce ar trebui să schimbe alții, ci asumându-ne schimbarea pe care noi o putem produce, nu cred că facem decât să ne vindem altfel lucruri. Vă mulțumim frumos, vă dorim succes în noul an școlar și multă bucurie la finalul anului școlar. Anul universitar va începe în curând de asemenea și la final multă bucurie, la fel ca la început de școală, la început de an universitar, la începutul oricărui lucru. Vă mulțumim! Da, mulțumesc și eu tuturor ascultătorilor, copiilor, părinților, dascălilor, un an școlar cât mai bun și să ne ajute Dumnezeu să facem ceea ce trebuie fiecare acolo unde suntem. Dumnezeu să binecuvânteze tot învățământul românesc oriunde s-ar afla și să nu mai învețe elevii despre evoluționism, să nu învețe lucruri rele, să nu învețe lucruri care i-ar putea afecta din punct de vedere moral, ci să învețe lucruri după voia lui Dumnezeu, în orice fel de școală s-ar afla, creștină sau laică. Dumnezeu să vă binecuvânteze, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!